Inspectoratul pentru situații de urgență Matei Basarab al județului Olt a celebrat astăzi 168 de ani de la cel mai important moment din tradiția armei pompierilor. Lupta eroică purtată la 13 septembrie 1848 de pompierii bucureșteni împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mișcarea revoluționară română. Începând cu anul 1953, ziua de 13 septembrie a fost declarată oficial Ziua Pompierilor din România. La Slatina, manifestările dedicate acestui moment au fost organizate pe parcursul mai multor zile prin diferite activități. Astăzi, pe platoul din fața prefecturii Olt, a avut loc un ceremonial militar la care au participat zeci de pompieri și reprezentanții mai multor instituții publice. Activitățile au început cu imnul de stat al României, care a fost cântat la nai de către pompierul Dan Țolu. Anul acesta sărbătorim 168 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, moment de glorie și jertfă ce aduce în memoria noastră a tuturor curajul și loialitatea pompierilor militari. Mesajul Ministrului Afacerilor Interne, Dragoș Tudorache, ocazia Zilei Pompierilor din România, 13 septembrie 2016, București. Ziua Pompierilor din România este unul dintre momentele aniversare care marchează parcursul istoric al unei instituții aflate permanent în slujba cetățeană. Iar 13 septembrie 1848 este simbolul contribuției pompierilor militari la consolidarea statului național și unitar român. Câțiva pompieri care au participat în timpul liber la salvarea vieții unor persoane au fost premiați de conducerea inspectoratului. Diplome au primit și șefii de instituții, dar și reprezentanții mass media pentru buna colaborare. Elian Liviu, acționat în data de 3 mai 2016, în timp ce se afla în afara programului de lucru pentru deblocarea victimelor unui accident rutier și acordarea îngrijirilor medicale până la sosirea echipajelor de intervenție. Manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare și autospecialelor din dotarea inspectoratului spre încântarea copiilor prezenți la eveniment. Mașină ți-a plăcut mai mult a pompierilor? Cea mai mare. Astea mari? Da. Îți plac pompierii? Da. Știi ce fac ei? Salvează oamenii și sting focul. Crezi că sunt niște oameni curajoși? Da. Un băiețel ne spune că este mândru de tatăl său pentru că a salvat vieți chiar și în timpul liber. Ne spune chiar că vrea să-i calce pe urme, iar mărturisirea micuțului l-a făcut să plângă pe salvatorul oltean. Ne spui și nouă de ce ai venit astăzi aici? Ca să-l văd pe tati. Când este premiat. Pentru ce a fost premiat? Pentru că a intervenit și în timpul liber ca să salvești niște vieți. Și cum ți se pare ce a făcut el? Mi se pare că a făcut un gest foarte rezonabil și foarte bun. Tu ai vrea să faci asta când vei fi mare? Da. Vrei să-i calci pe urme tatălui? Da.